8 cabluri tăiate din instalația de semnalizare au dat peste cap circulația feroviară în această dimineață. 71 de trenuri au fost anulate sau au avut întârzieri de 10 de minute. Vorbim despre trenuri care au plecat din București și din alte câteva mari orașe. Lorena Burlacu este în gara de nord. Lorena, care a fost cea mai mare întârziere provocată de furtul cablurilor? Bună seara, Andreea. 81 de minute, cel puțin asta spun reprezentanții CFR și asta în cazul trenurilor care au plecat de aici, din Gara de Nord, către alte destinații din țară. De partea cealaltă, însă, călătorii se plâng că au fost nevoiți să aștepte în stații chiar și 2 ore și jumătate. Au întrebat la informații, au cerut explicații și li s-a spus, fără să-i surprindă de altfel, că din nou s-au furat cabluri de pe liniile CFR, iar ei au căzut victime din nou ale acestei situații. Cât timp echipele de intervenție au înlocuit cablurile, trenurile au fost dirijate spre alte linii și au plecat în gări atunci când li s-a permis. Circulația în mod normal a fost reluată pe rutele cu probleme abia în cursul după amiezii. Azi noapte la 2:10, hoții au tăiat peste 20 de metri de cablu de la instalațiile de semnalizare ale CFR. Panoul de comandă din dispecerat s-a înroșit imediat, ca și când toate liniile de cale ferată ar fi fost ocupate în acel moment. Un lucru imposibil. Angajații au aflat repede că din instalația de semnalizare de pe ruta București Nord, Pajura, se furase. 19 trenuri care plecau de la București la Câmpina, Tulcea, Constanța, Suceava, Galați, Craiova, Brașov, Bacău, Buzău au plecat cu întârzieri de 10 de minute. Rapidul trebuia să plece din București la 7:20, a plecat cu o întârziere de 130 de minute. S-au spus niște banalități, a trebuit să așteptăm și asta a fost tot. Unde a stat cel mai mult? București. 16 trenuri au fost anulate, inclusiv cele urbane spre Otopeni și Obor. Altele care trebuia să ajungă de la Timișoara, Botoșan, Craiova, Pitești sau Constanța la București au întârziat și ele multe zeci de minute. CFR a trimis echipele de intervenție pe teren încă de azi noapte. Stând azi dimineața de la ora 3:30, până ne-am adunat, până ne-am strâns. Traficul a revenit la normal abia spre seară, dar călătorii au întârziat la destinație și CFR-ul rămâne cu pagubele. 14,6 milioane de lei anul trecut și 10 milioane acum 2 ani. Oficialii CFR spun că furturile repetate de cabluri și componente de semnalizare pun în pericol siguranța pasagerilor.